După apariția în spațiul public a mai multor videoclipuri în care tinerii liberali le adresau cuvinte jignitoare colegilor social-democrați, secretarul executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a fost astăzi prezent la sediul PNL din județul nostru pentru a oferi un buchet de flori mamei președintelui TNL Mehedinți, Cristian Pavel. Dacă acum câteva săptămâni au apărut în mass media scene halucinante din cadrul școlii politice a tinerilor din PNL, în care aceștia își înjurau colegii de generație de la PSD, iată că astăzi suntem martori la alte secvențe ce nu le fac deloc cinste. În următorul videoclip puteți observa cum viitoarea generație de politicieni de dreapta adresau cuvinte jignitoare și mamelor social-democraților. Acestor imagini, tinerii social-democrați au dat dovadă încă o dată de echilibru și au decis să ofere tinerilor liberali buchete de flori pe care aceștia să le ofere mamelor lor. Prin urmare, Alexandru Cojocaru, secretarul executiv al TSD Mehedinți, nu a stat pe gânduri și a transmis un mesaj în care a vorbit despre umanitate, solidaritate și colaborare între toți tinerii, indiferent de culoarea politică. Acesta fiind un real exemplu pentru tineri, mergând pe premisa că atunci când primești o palmă, trebuie să întorci și celălalt obraz, astfel răsplătim răul cu frumos, înlocuim cuvintele grele cu flori. În primul rând vreau să mulțumesc mamei mele pentru felul în care m-a crescut și pentru tot ce a făcut pentru mine, dar și tuturor mamelor din România, pentru că știm cu toții cât este de greu să ai grijă de un copil, câte sacrificii trebuie să faci și ce înseamnă să reușești să crești un copil. Astăzi ne aflăm aici pentru a oferi un buchet de flori mamei președintelui TNL Mehedinți, Cristian Pavel, pentru că pentru noi, tinerii social-democrați, toate mamele din lume sunt speciale, toate mamele din lume sunt frumoase și toate mamele din lume merită respectul nostru. De asemenea, vreau să transmit un mesaj foarte clar tuturor colegilor mei de generație. Sunt momente grele prin care trece întreaga omenire și este cazul și momentul să ne așezăm cu toții la masă, să colaborăm și împreună cu tot entuziasmul să gândim proiecte care să îmbunătățească viața românilor și care să scoată România din această perioadă neagră în care ne aflăm. Pentru că, da, așa este, suntem tineri, suntem ambițioși și putem să facem foarte multe lucruri pentru țara noastră. Doar împreună, indiferent de culoarea politică, este momentul să fim uniți, este momentul să facem ceva pentru România și pentru români. Secretarul executiv își dorește să formeze o echipă demnă, tineri care se implică activ în comunitate, tineri care cu adevărat pot schimba ceva, în contextul în care România și românii se află în aceste momente într-o situație dificilă, iar tinerii, prin entuziasmul și implicarea lor, pot să ajute societatea românească să treacă peste aceste momente critice în care se află întreaga omenire.